sunteți, astăzi v-am pregătit ceva frumos, ce voi mi-ați cerut să fac am alături de Cristi Mega. Vă pup, dragii noștri prieteni, și bine v-am găsit la primul meu vlog alături de colega mea, de Nana Dine. Da, și ești pregătit să răspunzi întrebărilor, sincer? Fără să te ascunzi, fără, da? Deci, voi ați ales să fac cu el pentru că am făcut un sondaj, mi-a spus cu mai mulți solici, dar el a fost cel mai votat. Da? Eu răspund, frate, la orice. Yeah. Și haideți să vedem de ce suntem în stare. Prima întrebare pentru voi este, n-am furat din magazin. Fără număr. Dulciuri. Eu nu mai știu ce am furat. Cred că am furat. Ai. Mâncare, nu? E bun. N-am căzut sau m-am împiedicat pe scenă. Am, la primul meu spectacol, de emoții. Dar a fost Laura și m-a sprijinit de ea, deci n-a fost. S-am sănătate de câte ori am căzut. Uite, tu ai căzut? Da, de fel sunt împiedicat. N-are nimic, nu mai întâmplă. N-am făcut pipi în piscină. Mamă, nu. Aoleu, nu cred. Vai, nu. Cine n-a făcut? Eu nu am făcut. Pe bune? Pe bune, da. Eu am, oricum am ceva cu piscinele astea, că nu prea. Tu ai făcut? Da. Te vezi? Pe bune. Hai să vedem. N-am avut o relație de o noapte cu o fană. Hai, nu te-a spus, las, ce vrei. Să mai întâmplă. Cum? Mai departe, următoarea întrebare. Am rămas fără motorină. N-am rămas fără motorină. Da. Cred că, dar oricum eu nu prea conduc, dar am rămas noi fără motorină. Eu am mers și am mers 3 km pe jos. N-am avut păduchi. Aoleo, am avut când eram mic, eram plin. Și eu n-am avut. Da, păduchii, ci că îmi aduc noroc sau ceva de genul. După cum se vede. Nu, normal, deci am avut. N-am jucat poker pe dezbrăcat. Nu știu să joc poker. Am jucat, dar nu pe dezbrăcat. Am îmbrăcat. Da, eu nu știu să joc. N-am fost agățat de o persoană de același sex. Nu știu, pot să zic, nu știu, adică și chiar și dacă am fost, mi-am dat seama. Probabil. Da, mai tot timpul. N-am scăpat de amenzi din trafic pentru că sunt celebru. Eu am permis, dar nu conduc pentru că mi-e frică aici în București să conduc, așa că am avut noroc. Tu ai permis? Am, de 2 ani. Serios? Serios! Da, mă fericită. Da, deci după cum am spus, nu conduc. Hai să meargă banda, frate. N-am trimis cuiva un mesaj foarte sexy. Am trimis, dar nenumărate ori. Eu sunt foarte recunoscător, mi-e place să recunosc. Foarte bine, ești foarte natural. Da, bineînțeles. Păi lasă să vadă și fanii să te cunoască foarte bine, nu? Da. Asta și trebuie, asta e și ideea. N-am improvizat cu alte versuri când le-am uitat pe cele originale. De fiecare dată fac asta. Nu, eu cânt o strofă de 5 ori. Nu, dar nu fac asta că le uit neapărat. O fac pentru că... Îmi place să improvizez, îmi place să fiu la sentimentul omului. Se întâmplă. Da, e ceva normal. N-am făcut niciodată baie dezbrăcat în mare sau într-un lac. Eu nu fac un costum de baie, apă. Nu. De ce vezi? N-am mințit ca să chiulez de la muncă sau de la școală. Dar nu. Deci la mine n-a fost niciuna, n-am. Eu tot am. Eu nu am mințit, dar pur și simplu m-am dus. Ei, ai glumit. O dată sau de două ori, mai cunoam și cu prietenele mele, dar stăteam în baie și făceam poze. Da, ai glumit, adică. O să glumă. N-am spus te iubesc fără să simt acest lucru. Te iubesc tot. Am. Eu n-am. Hai,
Păi, nu. Stai să planificăm situația asta. În ziua de astăzi, te iubesc, viața mea. Cuvintele astea au devenit la normă și se folosesc în orice conjunctură. Și dacă te cunoști cu o persoană astăzi, mâine spui că o iubești. Sau viața mea. A devenit un salut. Așa că nu mai știu ce să mă chef. Am zis și eu am. Trist, dar am n-am dat vina pe altcineva pentru o greșeală. Doamne iartă-mă. Când eram mică, dădeam pe Andra, pe Cosmin, nu știu cine. Eu am dat vina mereu pe Liviu, pe Radu, cu Olga, pe Beni, cu Viara, pe Mare Mică, pe toți cu care am cântat. N-am păstrat bani găsiți pe stradă sau portofel? Am păstrat, normal, cum să-i dau înapoi. Cred. Păi da, am găsit și eu odată, era mai mică, găseam 50 de lei, 1 milion și păstram. Portofele n-am găsit. Știu. Jur. N-am trimis cuiva poze în ipostaze sexy. Nu. De ce nu mă? Da, depinde ce înseamnă sexy. Indecent. Cât de cât. Cât de cât? Da. Așa, da. Pot să zic și așa, și așa, și așa, și așa, și așa, și așa. Da, mai bine așa. N-am avut cătușe la mâini, dintr-un motiv sau altul. No, ferească Dumnezeu pe toată lumea. Ducă-se. Păi să lași, să nu tai chipul. Nu, cum să tai asta? Nu. Ia să vedem. Ia să vedem. N-am provocat o ceartă majoră în cuplu într-un loc public. Mai știu, nu cred. N-am. Eu de obicei îmi împac prietenii sau... N-am. Nu e ok să faci treaba. Da. Sau e. Dar nu e, pe bune, fără că... Deci astea au fost întrebările noastre, astea au fost și răspunsurile totodată, adevărate, smart, fără niciun pic. Minciună și vreau să-i mulțumesc și colegului meu Cristi Mega pentru că drag, a fost alături de mine. Da, îți mulțumesc frumos. Și ce să spunem, ne vedem data viitoare cu un alt copil, poate cu altă surpriză. Nu știu, urmăriți-mă pe Instagram, pe Facebook și acolo să aflați. Vă pupăm! Pup și vă iubim și fiți cu ochii pe Nana pentru că vor mai urma multe alte surprize.